Salut! Sunt Otto de la Miere TV și astăzi s-a terminat săptămâna 24 din Otto Slăbește sezonul 4. Urșimei, mai bine ați venit la singura transformare live, singura transformare documentată din toată lumea în care punem clipuri în fiecare săptămână cu absolut toate mesele pe care le mănânc și cu cântarul oficial să vedem progresul, să vedem câte kilograme am la sfârșitul fiecarei săptămâni. Este și singura dieta apicolă pentru că eu consum mai suplimente apicole și este ceva inedit, credeți-mă, n-ați mai văzut așa ceva până acum. Am reușit și săptămâna asta să slăbesc foarte, foarte mult. O să vedeți la sfârșitul clipului cantarul oficial. Și am ajuns la 45 de kilograme slăbite. Este fantastic. Mai am foarte puțin până ajung la cele 50 de kg slăbite, exact așa cum mi-am propus. Și vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine, care -mi dați like-uri, care lăsați comentarii și care v-ați abonat, bineînțeles. Săptămâna asta a fost una nebună, pentru că fix la începutul săptămânii am mâncat toate produsele de patiserie de la Lidl. Am făcut și un clip special, dacă nu l-ați văzut, puteți să-l vedeți în seria Oto Mănâncă". Am mâncat tot ce am vrut eu, am mâncat când am vrut eu, am mâncat și noaptea. N-am ținut cont de nicio regulă din asta din industria fitnessului. Până la urmă, tot ce contează este numărul de calorii și să încercăm să mâncăm cât mai sănătos, bineînțeles. Ok, haideți să luăm în ordine cronologică să vedeți toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta, să vă luați doza de inspirație și de motivație din tot ce am făcut eu și să învățați o grămadă de lucruri când vine vorba de slăbit și de a pune masă musculară. Și apoi ne revedem aici să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Bună dimineața! Începem săptămâna 24 din singura transformare documentată în care vă arăt toate mesele și singura dietă cu suplimente apicole cu o cafea, să mă trezesc bine, cu o linguriță de miere de rapiță,

cu două, trei lingurițe de api complet și cu o linguriță de păstură. Foarte, foarte bune produse de apicole, sunt 100% naturale și vă sfătuiesc pe toți să consumați și voi câte o linguriță de miere, câte o linguriță de păstură, câte o linguriță de polen sau câte două, trei lingurițe de api complet, pentru că acesta este un supliment complet. Are și păstură și polen și miere și cătină și tinctură de propolis și lăptișor de matcă. Este un supliment foarte, foarte bun conceput chiar de noi și nu mai găsiți nicăieri. Un asemenea supliment un asemenea amestec nu mai este nicăieri în lumea asta. S-a făcut ora 11 și este timpul pentru prima masă a zilei cu proteină. Avem aici 3 feliuțe de pâine integrală avem o roșie mare tăiată, am pus câte trei feliuțe, adică câte o feliuță de cașcaval din asta boschetar la folie, de la Hockland cu cedar, câte două feliuțe de mușchi fide peste, vedeți, toate sunt la fel. Le-am împăturit așa pentru că feliuțele de pâine sunt mai mici. i mai rămas aici a puțin mușchi filet. este mușchile de la Matachi mocelaru. Am pus vreo 80 de grame, avem suficientă proteină, avem și grăsime, avem și carbohidrați, avem și legume. O să mănânc masa asta și apoi fugim la sală. up 4 jumate urșilor, după cum puteți vedea, am filmat clipul cu produsele de la Lidl din seria otomanâncă. Am avut aici 22 de produse, dacă nu ați văzut clipul, puteți să-l vedeți în seria Otomânca. Și asta a fost a doua masă pe ziua de astăzi, cam puțină proteină, cam multe prostii, dar am gustat așa din fiecare, n-am putut să termin niciun produs, pentru că am avut foarte mult de gustat 22 de produse, vă dați seama, cred că am luat undeva între 1000 și 2000 de calorii. Asta este a doua masă, sper să slăbește și săptămâna aceasta, de aceea și făcut clipul acesta luni ca să am timp să slăbesc până sâmbătă. Bine că n-am mâncat chiar atât de mult, plus de asta am făcut foarte mult sport astăzi. Am ars peste 1000 de calorii, așa că nu-mi fac griji. Ne vedem la următoarea masă urșilă. S-a făcut ora 6 jumătate, am uh, terminat acum de făcut încă o oră de mers pe aici prin curte, am mai făcut niște cardio și acum ne pregătim de masă, da? Trebuie să mergem să luăm a treia masă pe ziua de astăzi. Și în timp ce am făcut cardio, am mâncat și o burtă de cireșe din cireșe și de aici am terminat pe ăștia mici, o să ne mutăm la celelalți doi mai mari. Ok, haideți că s-a făcut ora 7, am aici o ciorbiță la încălzit, o să vă arăt imediat după ce se încălzește și aici avem resturile care au rămas, o mai mânca și ai mei, a mai venit cineva pe la noi, am mai dat din ele. Aici vreau să mănânc pizza, o să iau sus după ce mănânc ciorba, o să îmbunătățesc cu două felii de cașcaval din ăsta, la țiplă, și cu niște mușchi, da? Cu niște mușchi o să o pun pe deasupra și o să o îmbunătățim un pic. Ah, și eventual și cu niște ketchup. O să punem și niște ketchup din asta picant. Ia uitați, s-a încălzit și ciorba. Este incredibil, nu mai avem carne în ciorbă. Am mâncat aici mai astăzi vreo 3 bucăți de carne. Am mâncat și eu un weekend în fiecare zi ciorbă din asta, foarte bună, de oase afumate. Mai e puțină ciorbă de vreo două porții așa, dar nu mai avem carne. Asta e ultima bucată. Avem foarte multe legume aici. Trebuie să facă mai mea are și ciorbă, să vedem dacă mai pregătește ceva. Felul 2 avem aici pizza. V-am zis că mi-am îmbunătățit-o. Mi-am pus puțin ketchup, puțin cașcaval, puțin mușchi. Și asta o să fie felul de, O să-l iau la laptop să mă uit la ceva la emisiuni. Ce credeți că dacă am mâncat atâtea porcării, credeți că nu o să mai slăbesc? Credeți-mă că totul este sub control pentru că am mâncat foarte, foarte bine în weekend, am mâncat foarte sănătos, totul este în grafic, m-am întâlnit astăzi de dimineață, nu făceam eu deschibiții din astea dacă mâncam prost în weekend, vă dați seama că nu mai îmi permiteam să mănânc acum o grămadă de lucruri din acestea ca să filmez clipul din otomanâncă patiseria Lidl, așa că totul este sub control, da? Stați liniștiți, am mâncat corect, suntem în grafic și pun pareu că o să slăbim foarte mult și săptămâna aceasta. Poftă bună, vă doresc și ne vedem la următoarea masă! foarte bună pizza asta acum. După ce am pus ketchup, după ce am pus cașcaval, mușchi, este altă treabă, s-au schimbat treaba. Avem și cola zero, Pepsi zero, adică avem și api completul aici pentru că am consumat de dimineață și aici ne uităm la emisiunea șef la cuțite pentru că n-am văzut-o aseară, da? N-am văzut duminică seară. S-a făcut ora nouă jumate, mă uit la șef la cuțite și mi-a aici niște resturi de la masa de dinainte. Ia uitați aici, avem niște dulciuri, avem corn din ăsta cu gem, avem 20 jumătăți de la gogoș și aici avem chestia aia micuță, bavareză, cu cremă de vanilie. S-a făcut ora 11 jumate și este timpul pentru ultima masă a zilei. Avem aici 6 sarmale, ne-au adus și neva sarmale și că sunt foarte, foarte bune. Iar aici avem ardei iute noțet, o să mănânc cu niște ardei din ăsta iute și cu niște pâinică din asta de velpitar, pâine neagră. Mi-am spus aici un colț și o felie. Poftă bună, vă doresc tuturor și somn ușor. Bună dimineața! Haideți să pregătim cafeluța cu o linguriță de miere de rapiță. Să ne începem ziua bine. Să consumăm și o linguriță de păstură și două lingurițe de api complet. Și vă sfătuiesc pe toți urșilor, dacă vreți să fiți puternici, dacă vreți să fiți sănătoși, să consumați produse apicole pentru că sunt extraordinar de bune. S-a făcut ora 11 jumătate, mi-am pregătit aici micul dejun. Avem 3 filuțe de pâine cu mușfile, avem 100 grame de mușfile, avem brânză din asta de oaie de la un vecin, foarte, foarte bună. Avem un castravete de la noi din curte, primul castravete din solar, Ia uitați că acolo mi-am pus mai multă brânză și aici cred că am pus mai multă brânzică, da? Este rată brânza asta de oaie și este foarte bună cu castravete și o să meargă foarte bine și cu sana, are și asta proteină sana asta. E slabă în grăsime, are decât 0,9% grăsime. Aici mi-am luat și o apă plată și am cules cireșe de la noi din cireș. S-au făcut, s făcut cei doi cireși mari, ăia trei mici și am terminat și acum am început să se facă și ceilalți doi care sunt mai mari. Acesta este micul meu dejun, după care vom pleca la sală. S-a făcut ora 5 este timpul pentru a doua masă. Am venit de la sală, ia uita ce avem aici. Avem o grămadă de cartofi la cuptor cu brânză de oaie, am dat pe răzătoare și au ieșit super, super buni. Avem aici și două bucăți de cotlet de porc. Avem și o salată de varză. Ia uitați ce mișto arată, fără ulei decât cu oțet. Ia uitați și cartofii cum arată. Cartof la cuptor și după aia am pus niște brânză de oaie, da? Foarte, foarte fain. Haideți să mâncăm. Mi-e foame. Poftă bună vă doresc. Și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 8 și am mai ieșit reșele de dimineață. O să iau acum o gustare așa. Am mâncat foarte mult pe la ora 5. Am avut acolo, cred că, un kilogram de cartofi. Foarte multă carne, foarte multă salată. Sunt full și acum chiar nu mai pot să mănânc. Așa că o să mănânc reșele astea de dimineață, care le-am avut de dimineață, pentru că n-am putut să termin atunci. Dacă le mâncam pe toate, mă stricam tare rău, la stomac și nu știu cum mai puteam să mă duc la sală. Pentru că a zis că am mâncat și sana de dimineață, am băut și cafea și cu cireșe nu prea mergea. După ce am terminat de filmat, mi-am dat seama că nu pot să mănânc cireșele pentru că mă voi foarte tare la stomac. Așa că o să le termin acum, trebuie să înceapă și șef la cuțite, am ce să sărunței. Bună dimineața, haideți să facem o cafeluță, să o cu miere de rapiță și să luăm și celelalte produse apicole. Să luăm și păstură și api complet. Pe mine mă doare rău de tot capul, aseară n-am mai mâncat nimic, am adormit foarte devreme. Am luat un urofen foarte, un sinupret sau ceva de genul, parasinus, nu știu cum se numește, cu paracetamol. Dar acum m-am trezit foarte de dimineață, m-am trezit cu foame. Am mâncat o banană. Mi-este foarte rău. Mă doare foarte rău capul. Cred că m-a tras curentul la sală. Cred că m-a tras curentul în mașină. Și e foarte, foarte nasol, ce să vă zic. Nu-mi curge nasul, nu sunt răcit, nu... Am absolut niciun alt, alt, fel de simptom. Pur și simplu mă doare capul. Mă doare fruntea, așa. De-aia zic că mai mult ca sigur m-a tras curentul. Asta este, hai să bem cafeluța și după aia să facem ceva de mâncare. S-a făcut ora 9, mi-am pregătit aici micul dejun, avem două sandvișuri cu tofeliuțe de cașcaval, cu două feliuțe de muș țigănesc, o roșie, mai avem aici încă o banană pe care o să o mănânc, o banană din asta mare. Am mai luat un tador și un urofen forte și mi-a mai trecut puțin durerea. E foarte ciudată durerea asta, n-am mai avut niciodată. Eu sufăr de sinuzită și de obicei când mă trage curentul scot o grămadă de puroi pe nas, dar acum nu am scos, nu scot nimic. Nu am secreții nazale, nu scot puroi, nu scot absolut nimic. Pur și simplu când apăs așa pe sinusuri deasupra ochilor, mă doare osul, zici că am vânătaie. Exact ca și când a apăsa pe o vânătaie. E o durere foarte ciudată. Oricum astăzi nu o să mai mă duc nici la sală, nu mă simt deloc bine, plus de asta cred că m-a tras curentul acolo, v-am zis, este aer condiționat, am fost dezbrăcat, n-am avut căciulă, n-am avut hanorac pe mine cu glugă. M-a tras curentul și în mașină, probabil că am mers cu geamul deschis. M-am trezit foarte devreme astăzi, m-am trezit la ora 7 jumate. Acum o să mănânc micul dejun și după aia o să trebuiască să mă duc totuși până la Vâlcea pentru că am de trimis o comandă, trebuie să duc o comandă la cineva acasă, la un client al meu am luat aici comanda, avem 4 borcane de miere de mană, din astea mari, de 1 kg. Ia uitați ce frumos arată, este miere premium, deci are bună calitate. O găsiți și pe site-ul nostru www.pomiere.tv.ro. dacă nu sunteți din cu Vâlcea. Iar dacă sunteți din oraș, o aduc eu acasă, să o consumați cu plăcere, mai bine vă doresc. Am venit de la Vâlcea, am dus comanda de miere, acum mâncăm cereșe uitați asta ca astronom aici. Am 2 kg de cireșe, o să mănânc pe săturate. Mi-am mai cumpărat și niște pastile de la farmacie, niște analgezice și mă simt mai bine acum. Sper să mă lasă durerea să vedem. Mai stau un pic și după aia o să cobor să mănânc pentru că ciorba e pe foc, trebuie să facă mai mea acum o ciorbă nouă, așa că ne vedem la următoarea masă. Ok, s-a făcut ora 2, ciorba încă nu este gata, dar vom mânca o mâncare din asta de fasole verde. Este extraordinară, are foarte puține calorii mâncarea asta de Fasole verde este foarte bună pentru stăbit, la fel ca multe mâncăruri gătite, multe mâncăruri de legume, așa, da, v-am mai spus și în clipurile celelalte, mâncare de spanac, mâncare de ciuperci. Ia uitați ce carne slabă are mâncărica asta. Este mușchi de porc afumat. O să mănânc acum mâncărica asta și după aia vreau să mă bag un pic să mai dor câteva ore și venim să mâncăm ciorba când ne trezim, da, când este gata. Am aici pâine, o să mănânc și cu câteva feliuțe de pâine, o să-mi scot eu două feliuțe de pâine. Cam asta este masa de la ora 2, vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 6 și s-a făcut și sub pizza. De fapt e o ciorbă de pui. De puie? De porc. De porc. Ia uitați aici bucățele de carne de porc, cu fidea, cu legume. M-am trezit, am dormit câteva ore. Mă simt mai bine acum, am luat niște pastile. Și asta o să fie a treia masă pe ziua de astăzi. Poftă bună, vă doresc! Și la desert mi-am luat o banană. Am urcat sus de aici la mine la laptop și mi-am luat o banană să mănânc la desert. Fructele sunt foarte bune pentru că au foarte multe vitamine. Încercați și voi să mâncați cât mai multe fructe după fiecare masă. Dacă vreți să mâncați ceva dulce, încercați să mâncați câte un fruct pentru că sunt mult mai bune. S-a făcut ora 10 jumătate și este timpul pentru ultima masă pe ziua de astăzi. Mi am pus aici niște paste pentru că șeful meu bucătar asta a gătit, așa că asta o să mănânc. Avem paste cu brânză sărată, cu stafide și cu niște zahăr vanilat. Dar nu sunt atât de dulci, așa că o să pun niște miere de salcâm. O să adăugăm multă miere de salcâm să le îndulcim pentru că vreau să fie dulci, da? A pus foarte puțin zahăr vanilat și brânza asta sărată, na. Să știți că se poate slăbi cu orice urșilor. Mi am dat seama că până la urmă putem slăbi cu orice, da? Nu trebuie să mâncăm anumite mâncăruri, anumite chestii fandosite. Puteți să mâncați exact așa cum se gătește la voi în casă, fără nicio problemă. La orice oră, după cum vedeți, eu mănânc paste seara cu miere. Am mâncat și o grămadă de dulciuri săptămâna asta. Foarte important este să faci sport, da? Dacă mâncați mai multe calorii, 2500-3000 de calorii pe zi, foarte important este să faceți sport, să ardeți câte 1000-1500 de calorii pe zi și veți putea slăbi și este foarte ok. Puteți mânca absolut orice vă doriți, când vreți, nu este nicio problemă. Gata, am pus suficient. Ia uitați ce frumos arată acum, ce mișto lucesc. Abia aștept să le mănânc, n-am mai mâncat paste de ceva vreme, de foarte mult timp. Poftă bună, vă doresc și ne vedem mâine. Sper să nu mă doară capul, să mă trezesc mai bine mâine și să fie ok. Astăzi v-am zis, că n-am fost nici la sală, dar oricum ne încadrăm în 2500 de calorii, nu cred că am mâncat mai mult și o să fie bine, o să vedeți, o să slăbesc și săptămâna aceasta, sunt convins. Dacă nu o să-mi revin nici mâine, o să fie destul de nasol, va trebui să mănânc mai puțin, pentru că automat, dacă nu mai ard atâtea calorii, dacă stau numai în casă, da, și nu mai fac cardio, nu mai mă la sală, nu mai ard 1000 de calorii pe zi, automat trebuie să mănânc mai puțin, mai îmi să mănânc 3000, 3000 ceva de calorii. Trebuie să mă duc în 2000 de calorii așa, poate chiar mai puțin. Bună dimineața, haideți să facem cafeluța să ne trezim și să consumăm și produsele apicole. Mi-am pregătit și micul dejun aici. Avem aici micul dejun pregătit, ia uitați, avem o alergate în tigaie cu brânză, două felii de pâine, castravete, roșie. Acum pregătim cafeluța cu miere, avem și păstură, o să iau și o linguriță de păstură, două lingurițe de api complet și apoi o să mergem la doctor, la orele, pentru că nu mă simt bine deloc. M-am trezit toată noaptea, am luat analgezice, iau uitați aici câte pastile am, am luat ador, am luat Ketonal, am luat nurofen forte, am luat parasinus, am luat sinupret, am luat uh, antinevralgic și agocalmin și degeaba. Tot nu vrea să-mi treacă durerea asta de cap. Mi-am pus compresii cu sare din aceea fierbinte. Mi-am încălzit sare și mi-am pus compresii pe frunte. Am observat că mai am lăsat durerea. Am făcut băi în cadă, băi fierbinți. Am băut o grămadă de ceaiuri și tot degeaba. Tot m-am trezit toată noaptea cu dureri. A trebuit să iau o grămadă de pastile și nu este bine, da? Trebuie să mergem neaparat la un consultor pentru că eu am probleme cu sinuzita și am observat că am început să scot puroi, iarăși am început să expectorez puroi. Ieri și alalte nu am avut problema asta, nu am scos puroi, am crezut că e doar o simplă durere de cap, dar se pare că am sinuzită. Și cel mai bine este să mă vadă un doctor, așa că o să-mi iau micul dejun, o să beau caferuța, o să-mi iau suplimentele apicole, și apoi direct la doctor mergem, da? Dacă vă doare ceva, o zi, două, trei, luați o grămadă de analgezice și tot nu vă trece durerea, sfatul meu este să vizitați un medic. Nu este bine să stai așa cu dureri foarte multe zile, pentru că situația se poate agrava și dai în altele mai nasoale. Ia uitați, avem aici tratamentul, trebuie să mergem să luăm uh, antibiotic și după aia mergem acasă. Oho, haideți că am venit de la spital, ia uitați ce avem aici, ardei umplut. Ia uitați, ești ce mișto arată. A fost foarte bine la spital. Am uh, mi-a dat rețetă, mi-a dat antibiotic, am sinuzită, e clar. Trebuie să iau antibiotic 7 zile. Ia să te mar să vedem cum arată. Să vi-l arăt și vouă. Oh, da, mișto, 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 mișto. Hai că am pornit să se vadă mai bine. Are și puțin grăsime sosul ăsta din câte se vede, dar asta este. Nu e problema. Și o să punem aici niște pâine. O să rupem așa vreo două felițe de pâine, da? Și o să punem aici și o să mâncăm. Poftă bună, vă doresc. Ne vedem la următoarea masă. Din nu știu câte e ora acum, sincer să fiu. Cred că e vreo două ceas. Ok, orșilor am de mâncat ardeiul umplut cu forța. A fost foarte, foarte bun. Aici avem desertul, avem cireșe. Ia uitați avem bolul acela de ieri, am reușit să mănânc, nu știu, vreo jumătate de kilogram pentru că era plin. O să mai lucrez la le astea acum, să vedem câte mai mănânc, probabil că mai mănânc vreo jumătate de kilogram. Pentru că sunt foarte multe aici, sunt vreo 2 kg, adică au fost vreo 2 kg. Vă dați seama că n-am mâncat într-o zi 2 kg de cireșe pentru că nu aveam cum. Sunt și destul de acrișoare, nu sunt atât de coapte ca celelalte. Cireșii ăștia mai mari ar trebui să-i culegem pentru că a plouat foarte mult și începeau să se strice, să putrezească. Și de aceea le-am cules așa, chiar dacă nu au fost foarte coapte. Și na, sunt un pic mai acrișoare. Cum zilele astea am fost și bolnav și am luat o grămadă de pastile, a început să mă roade și stomacul. Și de aceea am mâncat așa mai cu porția. Azi zis, am mâncat mai multe banane pentru că le-am fac mai bine la stomac, nu sunt așa acide, precum sunt cireșele. S-a făcut ora 6 și este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi. Avem aici o ciorbiță pe care o să o acresc cu niște ardei din ăștia iuți. Ia am pus pentru că am poftă să fie iute. Avem o grămadă de carne, după cum puteți vedea. Ia uitați cât de multă carne mi-am pus aici. Este carne de porc. Este o cerbă foarte bună făcută ieri. Am mâncat și ieri, ați văzut. Are multe legume, are și niște fidea. Dar o să mănânc și cu două felițe de pâine. Din asta neagră, de la Velpitar. Iar la desert avem aici un castron din ăsta plin cu căpșuni puse la frigider cu miere. Ia uitați cum s-au făcut. Și-au lăsat așa zeama, sunt super bune, am pus miere de salcâm. Asta o să fie desertul meu, o să încerc să mănânc mai multe fructe. Să mănânc fructe ca desert pentru că au mai puține calorii și sunt mult mai sănătoase și trebuie să am grijă la câte calorii mănânc pentru că ultimele zile n-am mai făcut sport, nici astăzi n-am fost la sală, n-am mai făcut nici pași, am stat numai în casă să mă feresc de curent, să mă feresc de vânt și probabil că toată săptămâna va fi așa. Deci trebuie să am grijă câte calorii mănânc pentru că acum nu mai ard atât de multe. Dacă înainte ardeam câte 1000-1500 calorii pe zi, acum nu mai ardem deloc pauză totală de la antrenamente, dar nu este nicio problemă. Important este să mă fac bine, și de să, până la viitoare intrăm în forță cu antrenamentele. Haideți că mi-am luat desertul aici sus la mine la laptop și vreau să vă spun că este extraordinar. Mi-aduce aminte de copilărie ciorba asta. Arată ca o ciorbă de căpșuni, dar este extraordinar de bună și de dulce și mierea asta de salcâm este fantastică. Și sincer, trebuie să mâncăm și ceva dulce urșilor. Iar desertul ăsta este mult mai bun decât ce am mâncat săptămâna asta decât prostilele de gogoși. Am pus 100 de grame de miere la 1 kg de căpșuni și a ieșit extraordinar. 100 de grame de miere are vreo 300 de calorii, 100 de grame de căpșuni, 1 uh, kilogram de căpșuni are... 300 de calorii, deci avem undeva la 600, hai să zicem, 650 de calorii și aici mi-am pus vreo 500 de grame aproximativ. Deci ieșim pe undeva pe la 300 de calorii cu desertul ăsta și este extraordinar de bun, de sănătos, mult mai sănătoasă mierea, mult mai sănătoase căpșunile decât tot felul de dulciuri și de prosti din comerț. Mai mănânc și din acelea, ce drept, dar acum încerc să mănânc cât mai sănătos, da? Poftă bună vă urez și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 10 jumătate și este timpul pentru a patra masă pe ziua de astăzi. Avem cartofi din la cuptor cu brânză. Am ce mișto arată. Ce bun sunt, am mai mâncat săptămâna asta, îmi plac foarte mult. Avem aici două bucăți de cotlet de porc pe grătar, mă rog, da tigaie, dar fără ulei. Și aici avem o salată asortată, așa, mixtă, roșii, castraveți și ceapă. Gata, ajunge. Suficient. Vă urez poftă bună și somn ușor. Ne vedem mâine ușor, să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, mi-am pregătit aici micul dejun. Avem două ouă, cu niște cărniță, cu niște brânză, cu niște ceapă alergate așa. Avem o roșie și două filete de pâine. Vreau să mănânc, să-mi iau antibioticul și apoi mă bag la, la rog la somn. Azi nu prea am pus să dorm, așa că după ce o să mănânc și o să-mi iau pastila, o să mă bag înapoi la somn. Antenul de mâncat a fost foarte bun, au mai rămas câteva bucățele de carne. Uitați, ăsta e antibioticul pe care îl iau, o augmentin. E... Ce că e bun. Trebuie să întreacă în câteva zile, Trebuie să se iau vreo 6 zile, dar după primele 2-3 zile ar trebui să mă simt mai bine. Se iau 2 pe zi, dar abia a trecut o zi jumătate, adică. adică 3. Adică, după vreo 2-3 zile, ce o să înceapă să, să mai mă doar, o să mă simt mai bine. Și asta e. Aseară am stat tot așa dor, cu ador, cu alucalmin, cu grămadă de antinevralgic, cu grămadă de pastile pentru dureri de cap. S-a făcut ora 4 și mi-a făcut șeful meu bucătar personal o mâncărică de dragavei proaspătă. Ia uitați, este cu cărniță de porc, muș din ăsta, a fumat foarte, foarte slab. Ia să vă arăt aici, ia uitați cât de slab este, n-are grăsime absolut deloc. Este super bună mâncărica asta, are foarte puține calorii. Toate legumele astea verzi, toate frunzele astea au foarte, foarte puține calorii. Mâncați 400 de grame de din astea și luați decât 100 de calorii. Și aici avem două feliuțe de pâine din asta de velpitar, graham. M-am trezit mai bine, am reușit să mai dorm astăzi pe zi și mă simt mult mai bine deja. Doamne ajută să-mi treacă odată durerea asta, să-mi treacă sinuzita asta că deja nu mai pot. M am avut zilele trecute niște dureri foarte, foarte mari și azi noapte m-a durut capul. În fine, nu vreau să vă mai plictisesc cu problemele mele. Poftă bună vă doresc și ne vedem la următoarea masă. Da, a fost foarte bună mâncărica de dragavei, vei. iar acum avem desertul. Avem cireșe. Mă chinui de două zile să termin bolul ăsta mare de cireșe. Ia uitați, nu mai avem așa multe. O să mai mănânc și acum o porție bună de cireșe, o burtă de cireșe, cum zic eu. Pentru că săptămâna asta am mâncat o grămadă de prostii. Bine, luni am mâncat o grămadă de prostii când am făcut clipul acela cu patizeria de la Lidl și pentru a slăbi trebuie să mâncăm foarte multe legume și fructe. Fructe foarte multe după masă, da? Sau înainte de masă sau între mese, când doriți voi, nu este nicio problemă. Dacă le mâncați după masă și vă fermentează în stomac și nu vă fac bine, puteți să le mâncați înainte de masă sau puteți să mai stați o oră, două, până se digere mâncarea și apoi să mâncați fructe. Dar în niciun caz să nu vă feriți de fructe, pentru că ele sunt foarte bune, foarte sănătoase, au multe vitamine, multe fibre și au foarte puține calorii. Fructele și legumele au foarte puține calorii pentru că au un conținut foarte mare de apă peste 80-90% conțin apă și de aceea sunt foarte bune pentru slăbit. Cireșele au puțin mai multe calorii, dar nu este problemă, au undeva la 60 de calorii pe 100 de grame, față de căpșuni sau față de pepene care au 30 de calorii pe 100 de grame, dar oricum nu este problemă, stați liniștiți, dar nu o să vă îngrașe cireșele. Decât să mâncați dulciuri bogate în grăsim și în zahăr după masă, mai bine mâncați fructe, credeți-mă, sunt mult mai bune, mult mai sănătoase și veți slăbi mult mai ușor cu fructe. Trebuie să plecăm la vulcea urșilor, avem o comandă foarte mare. Ia uitați aici, avem 10 burcane de mire de salcâm. Din asta super, super bună, mire premium. O puteți găsi și pe TV.ro, dacă nu sunteți din cu Vâlcea sau din Văbeni. Iar dacă sunteți din oraș de aici, vă aduc eu comanda acasă la dumneavoastră, fără să mai plătiți taxe de transport. Vă mulțumim foarte mult tuturor celor care comandați de la noi să aveți o zi cât mai frumoasă. Eu o să ambalez mirea asta frumoasă acum și o să o livrez direct la domiciliul clientului. O zi bună! S-a făcut ora 8, mi-am pus aici un ardei din ăsta umplut cu forța, foarte bun ardeiul ăsta. Mi-am pus și două feliuțe de pâine și o să le amestec acum pe toate, pentru că așa îmi place să mănânc, am amestecat. Și asta este a treia masă pe ziua de astăzi, masa de la ora 8. Vă urez poftă bună tuturor! Am mai trecut o oră de la ultima masă, s-a făcut ora 9, am aici o banană, o să mănânc banana asta ca un fel de desert, așa, ca un fel de gustare. Și cu asta terminăm și săptămâna 24 urșilor. Nu cred că o să mai mănânc nimic seara asta. O să ne vedem mâine dimineață, să vedem câte kilograme am, să vedem dacă am mai slăbit ceva. O urez poftă bună, somn ușor și multă sănătate, că e mai importantă decât toate. Bună dimineața! Haideți să vedem că s-a terminat și săptămâna 24 din singura transformare live, singura transformare documentată. A venit momentul adevărului, centarul oficial. Haideți să vedem dacă am slăbit săptămâna asta. Trebuie să fi slăbit, la avem cum. Ia să vedem aici. O, oh, ce bine! 101 în cap. 101 în cap, este extraordinar, vedeți? Super, super bine. Haideți încă o dată să fim siguri. Ne cântărim de 3 ori, da? Haideți să vedem. 100,9, 101. Mamă, de e super bine. Spune trecut am avut 102,1. Și acum 101. Am slăbit 1,1 kg. Este incredibil. Da, 101. Haideți să mergem sus să scriem pe foaia mea. Ia uitați urșilor, am scris aici pe foaia mea 101 kg în săptămâna 24. Este un kg 100 față de săptămâna trecută. E fantastic, e foarte, foarte mult. Dacă vreți să vedeți toate clipurile din seria Auto Slăbește, de când am început de pe 7 ianuarie 2019, de când am 146 de kg, le puteți vedea chiar în seria asta, în autoslăbește. Avem fiecare săptămână din progresul meu și puteți vedea încă de la început cât de gras eram. Mama urșilor, nu vine să cred, un kg 100 săptămâna asta asta mi se pare extraordinar de mult. Teoretic ar fi trebuit să fie într-un deficit caloric cu 1100 de calorii în fiecare zi ca să slăbesc un kilogram 100 la sfârșitul acestei săptămâni, însă sincer vă spun nu cred că a fost într-un deficit atât de mare, mai ales pentru că nici nu am făcut sport. Am stat numai în casă, n-am mai făcut nici cardio, nici n-am mai mers și automat n-am mai ars atât de multe calorii. Dacă înainte ardeam câte 1000, 1500 de calorii în fiecare zi, ei bine săptămâna asta nu am mai ars deloc. Probabil este o deshidratare din cauza că am fost bolnav și încă mai sunt bolnav, sunt abia a Zi de antibiotic. Transpir foarte mult noaptea, până nu este curentul ăsta din mine, până nu și face efectul antibioticul nu o să mai fac nici sport, o să mă feresc cât posibil să stau pe afară, să stau în curent, să stau în vânt. Așa că dacă este vorba de o destratare, cum bănuiesc eu, vom vedea săptămâna viitoare. Este posibil ca săptămâna viitoare să nu mai slăbesc deloc, poate chiar să pun puțin. Vom vedea, important este să mă fac bine, să fiu sănătos, ca să pot să trag la sală, ca să pot să fac cardio, ca să pot să fac sport și să-mi desfășor toate activitățile de zi cu zi. Țineți minte, dacă vreți să slăbiți, trebuie să fiți într-un deficit caloric. Acesta este cel mai important lucru. Nu contează orele la care mâncați, nu contează de câte ori mâncați pe zi. Dacă aveți impresia că există vreo dietă anume, vă înșelați, urșilor, nu există așa ceva, puteți mânca absolut orice doriți voi. Trebuie doar să fiți într-un deficit caloric. Nu există diete minune, nu există pastile de slăbit, minune, nu există ceaiuri de slăbit, nu există să spui benz din alea în jurul abdomenului și să slăbești, nu există să mănânci disociat, azi mănânci proteină, mâine mănânci carbohidrați sau nu mănânci carbohidrat deloc. Astea toate sunt niște prostii, sunt niște mituri. Trebuie doar să faceți mai multă mișcare și să mâncați mai puțin, să mâncați exact așa cum mâncați voi, ce vă place voi, cum se mănâncă la voi în familie. Încercați să mai excludeți un pic, să mai reduceți din grăsimi, să mai reduceți din prăjeli, să mai reduceți din dulciuri, să nu mai beți sucuri cu zahăr, să aveți cât mai puține modificări la la stilul vostru de viață, pentru că altfel, dacă țineți vreo dietă din asta, nu faceți decât să vă înfometați, nu faceți decât să vă schimbați total stilul de viață cu unul care nu o să-l puteți ține toată viața. O să-l puteți ține dieta aia, o să-l puteți ține decât o lună, două, trei, după care vă întoarceți la stilul vostru de viață. Dacă vrei să slăbești, trebuie să fii într-un deficit calorii. Dacă vrei să fii sănătos, trebuie să mănânci foarte multe fructe, foarte multe legume, pentru că acestea au vitamine, minerale, fibre. Dacă vrei să pui și masă musculară, atunci trebuie să mănânci de 5 ori pe zi, să-ți împrăști mesele așa cu proteină la intervale de 3, 4, 5 ore, să mănânci suficientă proteină, bineînțeles, să tragi de fiare, să faci sport și dacă le combini împreună aceste două lucruri, poți să slăbești, să pui masă musculară în același timp, exact cum fac și eu. Nu este foarte greu, nu este o inginerie foarte mare, însă vă trebuie foarte mult timp, pentru că mușchii se pun foarte greu, nu se pun în câteva luni, trebuie să vă luați câțiva ani la dispoziție dacă vreți să faceți o transformare așa cum trebuie. deslăbit slăbit poți să slăbești mai repede, însă la fel nu vă recomand să slăbiți repede, vă recomand să stați calorile cât mai sus să faceți cât mai mult sport, pentru că dacă începeți să le coborâți încă de la început, când voi aveți 50 de kg în plus, la sfârșitul celor 5 6 10 luni, un an, 2 ani, atunci ce faci? Ce, mai cobori? Deci nu este bine să vă înfometați, da? Nu este bine să mănânci nici prea puțin, să mănânci 1000, 1200 de calorii pe zi, dar nu este bine nici să mănânci 4, 5000, 10 6000, 10000 de calorii, da? Să faci exces alimentare. Trebuie să vă găsiți un echilibru, da? Undeva între 2000 și 3000 de calorii pe zi. Trebuie să faceți o oră, două, trei ore de sport. Sport, dar nu foarte greu. Cel mai bună, cea mai bună mișcare pentru a slăbi este să mergeți. Mergeți o oră, mergeți două ore, plimbați-vă. Dacă vreți să puneți și masă musculară, duceți-vă și la sală, trageți de fiare câte o oră în fiecare zi. Deci nu este nimic spectaculos. Dacă mi-ați urmărit această perioadă, ați văzut exact ce am făcut eu. Este foarte, foarte simplu, dar trebuie să aveți multă răbdare să fiți dedicați, pentru că lucrurile nu se întâmplă așa de pe o zi pe alta. Dacă sunteți curioși ce o să mai mănânc și săptămâna viitoare, ce o să mai îngătească șeful meu personal, dacă sunteți curioși dacă o să mai slăbesc și săptămâna viitoare sau ce se va întâmpla, trebuie neapărat să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde clipurile mele. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați și un like și un comentariu, pe mine mă ajută foarte mult lucrurile acestea. Iar dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TV, pentru că acolo postez în fiecare zi. Și bineînțeles, dacă vreți să fiți puternici ca niște urci, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă de suplimente apicole de pe site-ul meu www.miertv.ro pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole la cele mai mici prețuri, avem zeci de reduceri, iar calitatea este garantată. Am câștigat o grămadă de diplome de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat. Până data viitoare eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao.